Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri. Vineri, ziua lui Venus, Venus chiar face un aspect benefic cu Neptun din pești, dar asta oricum se simte de câteva zile, însă vineri o să fie ceva mai intens. Adică o să conștientizăm cu toții adevăratele valori care stau foarte mult și în planul spiritual, că așa cum ești tu din punct de vedere energetic, cam așa ți este viața aici fizic. Da? Uh, uite că este o zi în care ceața se așterne așa pe ochii noștri, pe de o parte, pe de altă parte este o zi în care trecutul bate la ușă și o să asistăm la o mică mare descărcare de karmă pentru fiecare dintre noi. Uh, prima parte a zilei e cu tensiuni, da, sunt niște lucruri care se află, niște lucruri care se conștientizează într-un moment acolo ciudat. Cineva spune un lucru la nervi și. Culmea, da, cam la nervi spunem adevărul. De asemenea, tot această zi este foarte bună pe intuiție, asta undeva pe la amiază și bineînțeles că spre seară din nou apar conflicte. Conflicte fie legate de bani, fie legate de niște dovezi practice pe care cineva le oferă. Bineînțeles că spre seară așa, lucrurile chiar se liniștesc până la urmă, doar că toată povestea vine la pachet și cu un sacrificiu. Aspectul ăsta dintre Venus și Neptun, mie îmi place, dar îmi dă senzația de a da un pas în spate, de a ne liniști, de a ne bucura de tot ceea ce avem. Însă atenție totuși astăzi pe cumpărături și atenție pe bani, pe investiții și pe dragoste. Și vă explic imediat și de ce. În primul rând avem faetonul, Da? Avem și justiția care este energia pentru această lună aprilie. Faetonul vorbește despre drumuri, da? despre Victorie despre lucruri care se mișcă. Este și energia generală pentru acest an, 2023. Deci poate să fie o zi simbolică, atenție, pentru fiecare dintre noi. Se pot întâmpla lucruri mărunte, poate aparent banale, dar care ar trebui să ne dea de gândit. Energia generală, luna sau eremitul. Am luat ambele variante. Clar, o zi în care intuiția ne ajută, dar este și o zi în care ni se cere să dăm dovadă de înțelepciune, să dăm dovadă de rafinament, să ne folosim de acele informații pe care le avem. Luna vorbește și despre iluzii și despre decepții. Vine la pachet și cu chestiuni mai puțin pozitive. Reprezintă ea intuiție, vis, alegeri, dar, în general, are o. Conotație negativă, mai ales fiind energia generală. Atenție foarte mare astăzi pe drumuri și atenție că, indiferent de situație, indiferent cât de ciudat pare rezultatul, indiferent ce se întâmplă, vedeți că Divinitatea, Universul, cum vreți voi să spuneți, ne ferește de un rău. Da? Chiar dacă aparent pare el așa ca un ghinion. Pot exista probleme astăzi cu drumurile, cu orientarea în spațiu, în general vorbind. Chiar o zi în care aș vrea să fim foarte atenți și pe ceea ce promitem, pe, să spun așa, pe uh, promisiunile pe care le facem, dar și pe alianțele pe care le facem. Nu știu, fie că să spun că stai de vorbă cu cineva și. Uh, îți planifici ceva, să faci împreună cu omul respectiv. Acum, fie povestea aia trebuie ținută secretă, da? înțelegerea, propunerea, fie este vorba despre a evita total astăzi. Deci nu e un moment oportun. Știu că este acel moment între Venus și Neptun. El este un aspect pozitiv, da? doar că este un moment în care e posibil să nu vedem lucrurile foarte, foarte clar. Da, e o zi în care o să ne simțim foarte ciudat din punct de vedere energetic și este o zi în care intuiția ne crește foarte mult Și chiar vom vedea chestii palpabile în jurul nostru, practice, care ne vor trezi la realitate, care ne vor da anumite conștientizări E acel moment de, aha, și se aprinde beculețul, da? ca în desene animate Bun dragilor, cam atât în mare parte, o să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie și as mă rog pentru fiecare zodie ascendent da lună natală. Ascultați și de la persoanele cele mai dragi vouă că e important și de acolo. Și ce să vă spun, vă invit la filmările pentru această săptămână, pentru că în weekend mai avem niște aspecte foarte ciudate. Și de asemenea, vă invit la filmările pentru următoarea săptămână, când Venus nu schimbă semnul, se întâlnește cu Pluto, fac acolo un trigon, dar. Săptămâna viitoare chiar e cu niște schimbări și cu niște lucruri ciudate, chiar dacă nu-i lună plină, nu-i lună nouă, dar acel aspect pe care pluton face cu venus e destul de important din punctul meu de vedere, mai ales că e și într-o zi de 11 numărul pentru această lună aprilie energia generală va fi nebunul, printre altele sau uh, chiar uh, împăratul. Așa că vă invit cu drag acolo că avem multe de discutat bun. Avem, am discutat deja, dar o să mai discutăm și săptămâna viitoare. Bun. Și începem. A, și mai am un anunț. Știu că ieri a fost o problemă cu videoclipul pentru luna plină, doar că una din cărțile de tarot, arăta nuditate, așa mi s-a spus de la YouTube și mi-au restricționat videoclipul, așa că cei care nu sunteți înregistrați cu un cont sau nu aveți peste 18 ani nu puteați să-l vedeți. De acum o să văd și eu și ce cărți folosesc ca să nu mai fie astfel de probleme. Era arcana majoră îndrăgostiții, asta pentru cei care cunoașteți. Dacă nu, căutați pe internet și vedeți cum arată arcana majoră îndrăgostiții și o să înțelegeți. Da? Pare rău, nu a fost cu intenție. Da, asta a fost problema. Zodia Berbec, dragi berbeci, hai că pentru voi este o zi așa aglomerată. Chiar aveți tot felul de chestiuni de făcut, chiar dacă nu v-ați programat multe lucruri, ele stați liniștiți că tot apar. Și mai mult decât atât, atenția undeva spre dimineață, la conflictele care pot apărea cu prietenii, cu grupurile de oameni probleme pe internet, da? probleme cu internetul, iarăși, da, pot apărea. De asemenea, atenție pe bani mai spre seară și uite că ai o intuiție foarte bună. E o zi foarte profundă pentru tine, foarte intensă, fie în casă, în familie, fie pentru alți berbeci. Uitați, chiar este o zi în care vi se cere să abordați altfel planul acesta material. Și uitați că divinitatea vă poate ajuta mult mai mult decât vă imaginați voi în ziua de vineri ca să vă rezolvați anumite probleme, da și asta e ok. Chiar o zi bună pentru voi, doar că e foarte aglomerată. O să o simțiți așa ca o apăsare da și weekendul este de duminică să mai relaxează treburile, dar o să discutăm la previziunile pentru un weekend. Hai să vedem. Chiar sâmbătă avem un aspect foarte important despre care chiar vreau să vorbesc, că se repetă pe Mercur retrograd și nu, nu e ok. Hai să vedem. Wow! Dragi berbeci, soarele și cavalerul de spade, o legătură cu zodia leu aici. Cavalerul ăsta de spade spune despre drame, despre discuții în contradictoriu, despre situații neprevăzute care pot apărea în viața ta, dar uite că apare și șase de cupe, foarte multă susținere ai din partea unei persoane, o legătură cu un copil, văd și de aici pot veni tot felul de vești surpriză și tot șase de cupe vorbește despre o legătură cu trecutul, o legătură cu un suflet pereche, un mesaj pe care îl primești. Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Da, este o zi cu foarte mare sensibilitate pentru tine și uite că o rudă ar putea avea un rol important sau o persoană cu o influență foarte mare asupra ta. Zodia Taur. Dragii mei, Tauri, pentru voi este o zi în care relațiile cu ceilalți sunt foarte importante. Atenție, în prima parte a zilei pentru că pot apărea conflicte cu șefii, conflictele cu, mă rog, conflicte cu persoanele cu autoritatea asupra voastră. De asemenea, este o zi pentru voi bună în care un prieten vă ajută, vă ghidează, e un profesor, e un mentor, e cineva mai în vârstă sau pur și simplu aveți un sprijin din partea unui grup de oameni. E ca și cum ar fi o nepăsare în masă, că oricum asistăm la așa ceva. De asemenea, dragi tauri, atenție foarte mare undeva spre seară, pentru că pot apărea conflicte în general în relația cu ceilalți, pentru că voi sunteți într-o perioadă în care vreți, în care străluciți, în care comunicați foarte mult și e posibil să vă treziți cu niște surprize din acest punct de vedere. Uite spre seară, poți să faci niște drumuri împreună cu cineva sau poți să te vezi cu cineva, dar uite că este o zi în care e ca și cum te simți invincibil, te simți foarte bine, asta undeva spre seară. Simți tu că ai reușit să depășești un anumit obstacol. Îți faci tot felul de planuri pentru viitor. Asta e bine. Vezi să nu-ți faci foarte mari iluzii în legătură cu o relație sau în legătură cu un proiect, în legătură cu viitorul tău. E ok, dar încearcă să vezi și partea pragmatică a lucrurilor. Acum, fiind și Saturn pe acolo prin pești, îmi dau seama că nu te lasă el să faci prostioare, cum să spunem, da? Nu te lasă să faci chestiuni urâte. Nu te lasă să faci greșeli. Da, uite! Nu știu, e o zi în care strălucești de-a dreptul, îți faci poze, le pui pe site-urile de socializare, primești apreciere, primești. Uh, cuvinte de laudă. Împărăteasa, wow, steaua, o legătură cu zodia vărsător. Mai văd o legătură cu o balanță. Dragi tauri, aveți o legătură foarte mare în această zi de vineri cu zona tehnologiei, zona internetului. Tot ce ține de noutăți și uite o legătură văd aici cu ideea aceasta de confort, deci e o zi în care tu ești pregătit să lupți pentru confortul tău, să lupți pentru ce al tău. O femeie ar putea avea un rol important. 8 de spade, uite sunt niște restricții sunt niște chestiuni care nu-ți plac și tare tind eu să cred că vei avea așa o dorință fantastică de a te elibera dintr-o poveste. Pajul de spade, da, atenție la anumite bârfe care pot apărea, da. Tot pajul de spate vorbește despre multă curiozitate. Ești tu curios să vezi ce face persoana respectivă, ești curios să vezi ce anume se întâmplă prin viața ta sau cineva e foarte curios în legătură cu tine. Ești prins aici în a studia ceva, în a învăța ceva. Zodia Gemeni Dragi gemeni, pentru voi este o zi în care. Nu știu, pot apărea anumite probleme de sănătate, da? nu neapărat grave, nu vă imaginați E ceva ce ați mai avut voi și acum revine, probabil n-ați tratat cum trebuie sau n-ați mers la medic da? Acum, este o zi așa în care, cel puțin în prima parte, vedeți că teoria de prin mintea voastră nu prea mai e aceeași cu practica Și pot apărea conflicte la muncă sau conflicte legate de sănătate și totul ține chiar fie de partea energetică, deci e o problemă energetică acolo, fie pentru alții este vorba despre uh, niște informații care vă vă scapă, da. Conflictă în relația cu persoanele cu studii superioare, în relația cu profesorii, cu mentorii, deci aveți atenție foarte mare pe așa ceva. Iar undeva pe la amiază lucrurile se mai liniștesc, mai găsești soluții, se întâmplă mici, mari minuni. Uh, însă spre seară din nou atenție pe sănătate da? E ca și cum uiți să mănânci, ai atât de mult de, de lucru încât uiți să mănânci. Uite, spre seară, atenție pe zona aceasta de alimentație și atenție pe cumpărături. E ok, mergi tot înainte, dar nu exagera da? cu anumite cheltuieli. Vezi că acolo Marte în rac poate să mai însemne și niște bani pe care trebuie să-i dai în perioada asta, fie pe o operație, fie vorba de ceva legat de o intervenție chirurgicală, în general vorbind, sau de zona aceasta stomatologică, nu știu, sunt niște bani acolo pe care trebuie să-i dai. Ai o problemă de sănătate, e ceva, se întâmplă cu tine și trebuie să mergi, da? Bun. Apoi, uite, cumva spre seară ai un noroc și ai o protecție absolut divină. Se întâmplă acolo o mică mare minune pentru tine și nu-ți vine să crezi. O femeie te poate ajuta, dar fie e o discuție secretă, fie este o persoană din trecutul tău, fie este ceva legat de bani la mijloc. Da? O poveste de iubire, o promisiune, ceva acolo se întâmplă. Și da, dragi gemeni, uitați că spre seară puteți să cunoașteți pe cineva atunci când vă așteptați mai puțin, vă vin idei geniale, ascultați-vă intuiția, că e foarte important acest aspect. Cavalerul de monede, asul de monede, uite, e încredere, e cu abundență ziua asta. Faci un drum către un loc nou. Sau este o zi în care drumurile tale sunt ceva mai încetinite, dar sunt frumoase. Asul de monede vorbește despre prosperitate, despre un nou început, o nouă persoană, patru de băte, libertate, bucurie. O zi în care petreci, te simți bine. 9 de bâte, uite, apare și teama sau oboseala, deci dragi gemeni, vedeți ce faceți pe acolo, că 9 ăsta de bâte mai înseamnă și oboseală, mai înseamnă și probleme de sănătate. Stai, tu aștepți, suporți o chestie, îți dorești foarte mult ceva și atunci vă că ești pregătit să lupți aici, da? ești perseverent în povestea asta, dar totuși, repet, în locul tău nu aș exagera, nu, chiar nu-i de exagerat. Zodia Rac. Dragi dragi, uitați că vineri pentru voi o persoană din trecut vă poate căuta. Fie o fostă relație, fie o persoană mai tânără, cineva drag inimii voastre. Este o zi pentru voi așa în care ar trebui să fiți puțin atenți pe relațiile de iubire, mai ales în prima parte a zilei și pe cheltuieli. Pot apărea cheltuieli cu un copil, cu persoana iubită, atenție pe speculații financiare, nu așa ceva, mai ales în prima parte a zilei tot ziua de vineri, uite, vine pentru tine cu multă intuiție și cu un moment în care conștientizezi ceva, înveți ceva, primești o veste bună de la școală sau reușești să studiezi ceva, o veste bună din partea unui mentor, din partea unui profesor și unii e ca și cum vă găsiți o mică mare pasiune. Atenție puțin undeva spre seară pentru că pot apărea conflicte în relația cu persoana iubită sau în relația cu prietenii. Acolo sunt niște bârfe, sunt niște discuții, sunt niște chestiuni mai puțin plăcute, sau chiar un drum care apare și trebuie să-l faci și ție nu-ți place, nu ai chef, pur și simplu. Spre seară, bineînțeles că te concentrezi mai mult pe plăcerile tale, și tare mă bucură pe mine chestia asta. În general, pentru tine, vezi că e un moment așa în care îți dai seama cam ce îți face plăcere, îți dai seama ce te ajută. E o femeie acolo care te ajută, care îți dă un sfat sau tu poți să ajuți pe cineva. Poate să fie o prietenă, poate să fie, știu eu, o persoană iubită pentru alții. Deci e cineva care vă este alături și care vă susține într-o situație aveți o discuție profundă, intensă, la nivel înalt, e ceva special acolo pentru voi. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Bun. Pajul de băte, îți vin idei noi. Șase de spade. Faci un drum. Te distrezi, te bucuri de viață. Oricum ai chef să te distrezi, ai chef să te bucuri de viață, așa că responsabilitățile care apar le tratezi la diverse. Este o zi în care, uite, vei călători în locuri în care îți plac, te vei întâlni cu persoane dragi inimitale sau intri în contact cu o persoană care se află la drum de tine, adică într-o altă țară, într-un alt oraș. 10 de bâte e o zi și aglomerată pentru tine în care ai multe lucruri de făcut, dar nu exagera nici tu. Marele preot vorbește despre o legătură cu Zodia Taur și vorbește despre faptul că ideea aceasta de credință te-ar putea ajuta pe tine foarte mult și da, este o zi în care divinitatea îți poate arăta la propriu o dovadă în legătură cu o situație, în legătură cu o rugăminte pe care tu ai adresat-o. Este o zi în care parteneriatele sunt importante pentru tine și pentru unii pot apărea probleme în relația cu partenerul de viață. Da, posibil și acest lucru. Însă e important aici să nu vă pierdeți încrederea în divinitate. Foarte important. Faceți voi ceva acolo la un moment dat, vă rugați, meditați, practicați ceva. Zodia Leu, dragii mei lei, pentru voi este o zi în care, să spun așa, casa și familia sunt importante. Și uite că de dimineață trecutul bate la ușă, ceva nu e în regulă acolo, ceva se întâmplă, ceva nu e ok. Uite că, mai mult decât atât, este un moment în care. Pot apărea conflicte în relația cu partenerul de viață sau pot apărea probleme legate de acte pentru alții. Acolo ceva nu e în regulă. De asemenea, vedeți că e o problemă veche în casă, în familie, fie n-ați reparat ce aveți de reparat prin casă, fie este vorba despre o rudă, dar e ceva foarte ascuns acolo. Bun, E o zi aglomerată și pentru voi, întrucât intuiția vă ajută, doar că sunt atât de multe lucruri de făcut încât pur și simplu simțiți că nu mai faceți față. Va fi nevoie să vă împărțiți așa între casă, familie și loc de muncă și mai mult decât atât este și o zi în care ar fi bine, mai ales spre seară, să fiți foarte atenți cu cine stați de vorbă și alături de cine vă petreceți da seara și vedeți că o să aveți parte de niște discuții care țin de un final, care țin de o transformare. Bineînțeles că este un moment în care o femeie te ajută sau o femeie te ghidează. Pentru alții este vorba despre povestea de iubire care începe să se clarifice și bineînțeles că banii pot veni, dar ți se cere să abordezi partea aceasta materială, practică, dintr-un alt punct de vedere. Și atenție foarte mare pe cheltuieli. Nu știu, unii e ca și cum v-ați făcut acolo niște planuri, v-ați făcut niște iluzii și acum vă dați seama ce contează cu adevărat pentru voi. E foarte important acest aspect. Sunt niște discuții acolo, sunt niște lucruri care care se petrec pentru voi. Dar, repet, intuiția vă ajută mult. Atenție la ce visați, atenție la semnele care apar în jurul vostru, pentru că este o zi în care pur și simplu vi se cam ia controlul asupra situațiilor și e nevoie să acționați voi, da? E nevoie să acționați, e nevoie să lăsați Divinitatea să-și facă treaba. Foarte important acest aspect. 10 de monede, 4 de monede. Se pare că ții aici foarte mult la ceva legat de familia ta, legat de casa ta sau este ceva legat de o sumă de bani. Da. Îmi cer scuze, simțeam nevoia să dau puțină apă. Ne-am filmat cam mult zilele astea și nici nu mă simt foarte bine. Bun. Cam așa și voi, dragi lei, cam rămâneți fără voce, da, e o regină de spade aici și cu un trei de spade. Vedeți că e o persoană foarte supărată aici, fie sunteți voi. Cei care vă simțiți trădați, supărați, iar că regina de spade e persoana aia foarte rece, detașată. Puteți avea o legătură cu o zodie de aer pentru unii gemeni balanță vărsător, dar uite cineva aici e în control, cineva ține foarte mult de o casă, de o sumă de bani, de ceva anume și apoi avem roata destinului. Da, păi destinul nu prea stă la discuții, dragile destinul poate să reprezintă și noroc, da? care vine și printr-un ghinion. Dacă îmi vine roata destinului, te ia cu totul, nu stă să te întrebi. Da? E un moment în care se iau niște decizii în viața ta, fie la nivel mental, fie la nivel fizic. Uite, diavolul, o legătură cu zodia Capricorn pentru unii. Dar e vorba și despre niște dependențe, fie o relație toxică, niște obiceiuri proaste pe care le ai, sau niște persoane din jurul tău care nu sunt chiar atât de bune. Deci, mare, mare atenție pe așa ceva. Ok. Zodia fecioară. Dragi fecioare, pentru voi este o zi, așa interesantă, în care. Faceți o călătorie într-un loc în care ați mai fost, se reiau o discuție, se întâmplă acolo niște lucruri. Revine o problemă la mașină sau pe zona drumurilor. Ideea este că prima parte a zilei poate să vină cu niște tensiuni legate de muncă, legate de sănătate sau chiar niște discuții pe care le aveți cu cineva și care nu prea vă plac. De asemenea, lucrurile se rezolvă prin apelarea la o persoană care este specialistă pe zona actelor sau o persoană mai în vârstă, este o persoană mai veche, e o persoană pe care tu te poți baza. Poate să fie persoana iubită pentru unii, pentru alții e un moment în care vi se cere să comunicați pentru a rezolva acele probleme. De asemenea, uite că este o zi, mă rog, mai ales spre seară, Apar niște tensiuni pe drumuri pentru tine, pe discuții, certuri, discuții în contradictoriu. Și da, uite, soluția vine prin ideea aceasta de a-ți pune cu adevărat la punct anumite planuri de viitor pe care le ai. Fie să-ți le schimbi, fie este vorba despre a-ți face niște planuri noi de viitor, a acționa cumva. Și bineînțeles că este o zi pentru tine foarte bună pe relații, în general vorbind înveți ceva, studiezi ceva, se întâmplă ceva foarte frumos în viața ta, îți dai seama de valoarea pe care o ai. Atenție totuși, da, pentru că nu tot ceea ce strălucește este aur. Atenție și pentru tine pe așa ceva. E un moment bun, este adevărat, dar e bine să fii atent, da? Foarte bună relație văd cu persoanele care fie au studii superioare, fie cu persoanele care sunt mai intuitive din jurul tău, și în general o femeie te poate ajuta. Dar ar fi bine să-ți asculti și tu intuiția. Înveți ceva, ți se spune ceva și începi să ai mai mare încredere în tine. 6 de spade, patru de monede. Cineva vrea să dețină controlul aici în legătură cu un drum sau ești tu sigur că vrei să faci drumul ăsta? Vrei neapărat să-l faci la o anumită oră, la o anumită zi. Îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemeni, o alegere importantă pe care o ai de făcut sau uite te decizi să lași o anumită încăpățânare în urmă și să mergi spre persoana iubită sau să mergi spre domeniul ăla care îți place ție foarte mult. Pajul de monede, noroc astăzi și un câștig financiar, o veste bună legată de o persoană care studiază sau legată de o persoană mai tânără. Foarte interesant. Chiar o zi bună și pe studii pentru unii dintre voi. Zodia balanță. Dragi balanțe, ce faceți voi? Că e o zi în care apar niște cheltuieli sau o zi în care primiți niște bani. Depinde de fiecare ce faceți. Uh prima parte a zilei vine cu niște conflicte în relația cu un copil, cu persoana iubită, cu o afacere, e o pierdere, e ceva acolo ce nu vă place. Ei, soluția vine prin muncă și soluția vine prin a vă ocupa puțin și de starea voastră de bine și mai ales starea voastră de sănătate. Pe la muncă, până la urmă, lucrurile sunt bune, se rezolvă câte ceva sau probabil prin probabil discuția aia pe care o aveți cu persoana iubită, cu un copil, se rezolvă printr-o activitate pe care o faceți. Acum nu știu despre ce e vorba. Atenție puțin pe cheltuieli. Da? Uite, spre seară cumva se pot relua niște discuții, dar uite că poți să găsești și soluții la ele. Vezi că e un moment așa magic pentru tine, mai ales dacă ești o balanță aflată într-o relație, niște activități pe care le faci cu persoana iubită chiar ți-ar putea salva relația. Însă, dacă ești o balanță singură, vezi că poate să apară cineva pe acolo pe unde te aștepți mai puțin, e într-un loc mai retras, mai ciudat, tot o zi bună pentru tine pe bani. Se întâmplă acolo o mică mare minune și îți vin banii. Și asta e bine. Începi să te simți mai bine. Dar cu adevărat, da, știu, e o perioadă aglomerată pentru tine, mai e puțin, săptămâna viitoare Venus gata pleacă de acolo, te lasă în pace, nu te mai chinuie, Hai să vedem, dragi Balanțe, ce faceți voi? 10 de cupe, foarte multă concentrare pe casă, pe familie, cavalerul de cupe. Cineva vă invită undeva. Poate să fie și o zi în care tu faci o propunere unei persoane în legătură cu un ideal pe care îl ai. Ai tu o idee și îi propui unei persoane ceva anume. Tot astăzi este o zi foarte bună pe dragoste, drumuri pe care le faci spre locuri dragi inimii tale. Lumea, dragi balanțe, dar ce vreți voi să faceți aici? Lumea vorbește despre un final, lumea vorbește despre succes, despre bucurie, despre armonie lumea vorbește despre o legătură cu străinătatea sau e un moment în care spui gata, asta vreau să fac, persoana asta e lumea mea și tot înainte. Da, nu știu ce faceți voi pe aici. Ultima carte, șase de bâte. Păi nu știu ce faceți, dar e cu victorie. Șase de bâte reprezintă victorie, bucurie. V-am zis eu acolo, e o minune care se întâmplă pentru voi și cu siguranță n-ați sperat la asta. Eh, se întâmplă, da, bucurați-vă, poate va a luna plină, v-a ajutat, cu siguranță. Zodia Scorpion, dragi scorpioni, hai că luna e în zodia voastră. Da, de dimineață ce să vă spun eu? Revin niște chestii, da, revin niște chestii, mai aveți ceva de făcut, mai revin anumite gânduri, anumite idei. Și uite că dimineața apar conflicte în casă, în familie pot apărea conflicte dar atenție pe care voi e posibil să le inițiați, că probabil tot ați stat liniștiți, ați rămas și voi speriați de luna plină și a spus gata, până aici mă mut, până aici m-am gândit, schimb ușa sau ă, rezolv nu știu ce chestie. Mai apar conflicte da? în casă, fie că se strică ceva, fie că vă certați cu cineva. Apoi, în general, ziua e bună în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită. Pe acolo e cazul să vă orientați și voi, că Saturn pe acolo prin pești, v-am mai spus eu că vorbește și despre a trata cu seriozitate, da? dragostea, plăcerile, viața voastră, în general vorbind. Mai mult decât atât, spre seară pot apăra conflicte într-o relație. Sunt acolo niște discuții care se reiau, cineva vrea să facă un anumit lucru, cineva își schimbă planurile de viitor, vouă, nu vă place povestea. Dar, uite că mai ai o soluție din zona spiritualității, străinătate, studii superioare. Deci de acolo vezi că poate să vină soluția și ai încredere maximă în intuiția ta că te ajută mai mult decât îți imaginezi. Și uite că se întâmplă acolo o mică mare minune la care nici măcar nu te ai fi așteptat, legată de o poveste de iubire. Poți să cunoști pe cineva, sau se poate rezolva ceva așa deodată. Pentru unii poate e ceva legat de un copil, dar e o problemă veche acolo, să știi, nu-i de acum. Și uite că ai ocazia să o rezolvi, dar poate nici nu e nevoie să faci tu ceva. Acum, e posibil inițial să nu-ți placă povestea, dar crede-mă că e un mic mare miracol acolo pentru tine. E ceva legat de o relație importantă din viața ta. Hai să vedem. Dragi scorpioni, vedeți că și ziua asta e cam simbolică pentru acest an 2023, da? Sunt câteva zile, da, simbolice, am mai vorbit eu despre ele, uh, pentru că, na, e un an întreg, se întâmplă multe în viața omului, nu se întâmplă un singur lucru. Ia să vedem, Steaua, A, aveți o speranță aici, vă doriți ceva, dragi scorpion, de nu vă oprește nimeni. Regina de Cupe, da, da. vedeți că aveți și o intuiție foarte bună. Este o zi în care puteți să materializați foarte rapid ceea ce vă doriți și asta e absolut fantastic. Apoi avem roata destinului, uite că aveți și noroc astăzi se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva în viața voastră și lucrurile iau altă întorsătură. Asul de bâte, o idee bună care îți vine o activitate nouă pe care o faci, o eliberare pe care o simți. Dar uite, cu zecele ăsta de spade e clar, deci tu nu mai poți în situația asta. De nicio culoare nu. Bun, hai să vedem în continuare. Zodia Săgetător. Dragi Săgetători, eu o zic cu surprize pentru voi. Vedeți că ați, ați intrat așa într-o perioadă de 2-3 zile în care nu aveți nici energia necesară, apare și teama asta de final, apar și tot felul de chestiuni neprevăzute, ciudate, vise, neașteptate, persoane care vă sună, trecutul care bate la ușă și care nu stă să întrebe pe nimeni. Prima parte a zilei, atenție foarte mare pe drumuri și atenție pe comunicare. Fie afli vreun secret, fie îl spui tu fără să vrei, fie rămâi total surprins de o chestie pe care o vezi în jurul tău. E o zi în care ai o intuiție foarte mare și în care e nevoie să te concentrezi pe casă și pe familie. Poate chiar de dimineață primești o veste care te surprinde și care te obligă să te mai ocupi puțin și de partea ta personală. Atenție pe sănătate, undeva spre seară, sau dacă ai anumite activități de făcut, atenție pe acolo. Atenție și la muncă, pentru că pot apărea conflicte cu, um, cu persoanele de acolo. Și uite, pentru tine este o zi foarte intensă, da? Soluția ține de a închide ceva, de a rezolva o anumită situație. Pentru că e un moment în care se întâmplă o mică mare minune în viața ta, dar e și important să, să te bucuri, da? Fie ai niște chestiuni de făcut pentru viața ta privată, fie sunt niște schimbări care apar la muncă. E un moment în care pur și simplu totul începe să curgă, chiar dacă toată povestea vine la pachet cu un sacrificiu, și chiar dacă nimeni și nimic nu prea poate să aibă control asupra acestui lucru. Hai să vedem. Ce trebuie să cunoști tu? Asul de monede, o șansă bună, abundență, turnul, wow, și cu 8 de bâte. Păi așa cum spuneam, dragi săgetători, o veste trăsnet pe care o primiți de la drum sau prin intermediul internetului, un e-mail, un mesaj, un apel telefonic, turnul aici vine cu o rupere, dar uite, vine cu o nouă șansă. Asul de monede e ceva stabil, ceva benefic. Temperanța, cartea ta, uite, stai și cântărește aici lucrurile. Adică îți dai seama că pe de o parte ceva e distrus, pe de altă parte, e altceva mai bun care vine la pachet. Iar ultima carte nouă de cupe bine binecuvântări. Ți-am spus, deci se rezolvă lucrurile nouă de cupe, vorbește despre bucurie, mulțumire, împlinire. Ești foarte bine susținut pe așa ceva. Vei reuși să te împarți într-un mod favorabil. Zodia capricorn. Dragii mei capricorni, hai că este o zi în care. Intrați în contact cu tot felul de persoane, persoane care fie, să spun așa, nu le-ați mai văzut de mult timp, fie sunt prieteni, grupuri de oameni din care faceți parte. De dimineață vedeți că apar uh, conflicte, nu vă simțiți băgați în seamă acolo, simțiți că nu sunteți apreciați, că ceva nu e în regulă, viitorul vostru financiar pare nesigur, dar știu, cu Pluto, acolo învârsător, îmi dau seama de acest lucru. Mai mult decât atât, uite că soluția vine printr-o rudă sau soluția vine prin a aborda lucrurile într-un mod foarte, foarte matur. Poate chiar prin ideea aceasta de a te detașa și de a nu mai lua totul la modul personal. Soluția poate să vină prin învățare sau printr-o persoană care e ca un profesor, ca un mentor pentru tine și e prin jurul tău pe acolo. Da, de acolo poate să vină și ajutorul. Uh, undeva spre seară, vezi că pot apărea conflicte în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită, pe acolo e ceva ce nu e în regulă, sau se întâmplă să fii persoana uh, nepotrivită la momentul nepotrivit, deci vezi ce faci undeva spre seară. Soluția pentru tine vine din ideea aceasta de relații, relații cu ceilalți, de a relaționa, de a intra în contact cu anumiți oameni. Da? Și uite că pentru tine este o seară foarte bună să cunoști pe cineva, să-ți programezi o întâlnire Este o seară foarte bună să intri în contact cu o anumită persoană Este o seară bună să-ți asculți intuiția, să-ți asculti ideile pentru că sunt din plin Și chiar o discuție să știi că ar putea să rezolve multe lucruri Dar trebuie să fie o discuție transparentă, o discuție cu dovezi palpabile călătorie care ți-ar prinde bine undeva vineri seara. O călătorie așa liniștită. Hai să vedem, dragi capricorni, dar la mine a de aproape am rămas blocată în casă. Asul de monede și pentru tine, trei de monede. Înveți ceva, studiezi ceva, o nouă oportunitate de muncă, lucrezi la ceva nou împreună cu niște persoane dragi ție. Da? Cineva studiază ceva, Da. e ca și cum ești dus cu forța acolo, că nu prea vrei. Pajul de băte, o legătură cu un adolescent sau cu persoane mai tinere. Pajul de băte vorbește și despre idei noi care îți vin, activități noi pe care le faci și care îți plac. Regele de băte, o legătură cu o persoană dintr-o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător, Regele de bute este cel care inițiază, este cel care te ajută. Uite, din nou, deci, cuiva se cere o abordare mult mai stabilă, mult mai bună. Și vezi că este o zi în care poți să negociezi foarte, foarte bine. Poți să convingi pe oricine de absolut orice. Dar, acum mai depinde și de tine. Poți să intri în contact cu șeful da? sau cu o persoană importantă din viața ta și să aveți niște discuții. Zodia vărsător. Dragii mei vărsători, pentru voi ziua de vineri vă găsește foarte concentrați pe cariera voastră, pe reputație, cine sunteți voi. Intrați în contact cu șefi, cu persoane importante, se întâmplă chestii. Ceva se repetă, ceva se repetă și vedeți că apar conflicte la primele ore ale dimineții, fie în relația cu partenerul, fie e ceva acolo ce se întâmplă, dar vedeți că voi sunteți cei care, care răbufniți, da? Pentru că e un moment în care voi vreți să vă definiți pe voi ca și indivizi, dar și voi în societate. Ei, asta e. Soluția vine prin ideea aceasta de a te pune puțin pe primul loc și soluția vine prin bani. Fie primești bani, fie ai o discuție acolo legată de o avansare, de niște bani suplimentari, că poate nu-ți convine cât ești plătit la muncă. Uite, că mă mănâncă palma stângă. Și cred că mai pățit asta când ți-am făcut citirea pentru următoarea săptămână, dacă nu mă înșel. Deci, nu știu, dacă primești bani, foarte bine, tot înainte. Bucură-te de ei. Cu siguranță îi meriți, spre seară va fi nevoie să te împarți între două situații diferite. Casa, familia, toată lumea are nevoie de tine, dar mai e ceva și pe la lucru de făcut sau apar niște discuții în casă și în familie. Soluția vine prin muncă undeva spre seară ai ceva de lucru sau e nevoie să te îngrijești mai mult de sănătate și uite că e o zi foarte bună pentru tine. Pe casă și pe familie, pe ați rezolva ceva acolo. În sfârșit îți găsești confortul, ești liniștit, te relaxezi. Vom vedea și vărsători care se vor apuca să investească în casă, să-mi frumusețeze, să miroase frumos, să fie o culoare drăguță. Dar dacă ți-ai programat să stai cu persoanele dragi ție, cu familia, e ok vineri seară. Și poți să intri în contact și cu persoane din trecutul tău, persoane pe care nu le-ai mai văzut de ceva timp, vei avea surprize plăcute. Pajul de cupe, o legătură cu un copil, cu o persoană mai tânără, șase de spade, cineva face un drum către tine sau niște vești bune care apar de la drum. Cuvinte de laudă, de apreciere, cuvinte frumoase, pajul de băte, foarte multe energii tinere aici. Ori vrei tu un nou început, o resetare totală în viață. Ori, dragi vărsători, este vorba despre o legătură cu persoane neexperimentate. Cinci de spade, o pierdere, fie o nedreptate pe care o simți, fie e un moment în care îți dai seama că e cazul să te pui pe primul loc și să profiți de o poziție în care te afli. Da? O nedreptate, ceva aici se întâmplă. Cineva acționează într-un mod așa mai copilăresc. Zodia Pești. Dragi peștișori, hai că pentru voi e o zi bună. E o zi foarte bună pe negocieri. Este o zi foarte bună pe discuții, pe plimbări, pe drumuri, pe relația cu anturajul. Puteți să cunoașteți pe cineva, dar e important să vă folosiți GPS-ul ăla pe care îl aveți în voi, pe unde simțiți voi că trebuie acolo să mergeți. Încercați să fiți discreți astăzi pentru că aveți foarte, foarte mare susținere pe așa ceva. Aveți foarte mare intuiție intrați în contact cu o persoană pe care nu ați mai văzut-o de mult sau pentru alți pești, vedeți că poate să fie o zi cu niște conflicte de care v-ați fi așteptat mai puțin. Luați și vă ascultați intuiția că o să aveți tendința să nu faceți asta și nefăcând asta o să vă treziți cu niște surprize mai mari decât voi. Da? Nu vă... Nu vă pierdeți încrederea în divinitate în partea aceasta, și cei care aveți legătură cu zona studiilor, atenție pe acolo că pot apărea conflicte, soluția vine chiar de la tine, de a avea curajul să acționezi, dar cumva într-un mod moderat, temperat. Mai mult decât atât, uite undeva spre seara, atenție pe drumuri, atenție pe comunicare, pentru că pot apărea tot felul de discuții în contradictoriu, pot apărea tensiuni pe drumuri pentru tine și uite că spre seară e un moment bun să te vezi cu persoana iubită sau să stabilești o relație, o, o întâlnire din aceasta, un dating. Da, e un moment bun, dar e bine să fii și atent din punctul ăsta de vedere. Da? Ascultă-ți foarte mult intuiția și notează toate ideile care îți vin undeva vineri seara, pentru că ele sunt absolut fantastice. Și uite că, da, pentru tine este o zi în care tu chiar îți poți crea realitatea la propriu. Eu cred că e o zi în care o să te simți bine, pentru că e o zi în care cu toții vor vrea așa să stea mai izolați, mai la fundul apei, mai cumva mai prin nisip. Bun. Regele de cupe. Multă sensibilitate, dragi pești, o legătură cu o persoană care vă seamănă. Pajul de monede. Studiez ceva nou, intri în contact cu o persoană care studiază, cu o persoană mai tânără. Pajul de monede vorbește despre succes financiar. Poți să cunoști pe cineva, să știi. Regele de băte. Intri în contact cu niște instituții publice, cu niște persoane importante, de la muncă sau niște prieteni, cineva care îți vine în vizită. Nouă de spade, te cam stresezi aici tu în legătură cu aceste vești, dar vezi că e o situație pe care dacă o studiezi cu atenție, cu siguranță găsești și niște soluții absolut geniale. Da, ești preocupat de ceva anume, iar dacă ai legătură cu zona studiilor, da, e o zi ceva mai ciudată așa pentru tine, dar lucrurile se, se rezolvă. Nu știu dacă ți-am spus aici, dar poți avea o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Bun, dragilor, cam acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Și vă doresc o zi de vineri cât mai frumoasă. Sper să-mi revină vocea, sper să mă simt mai bine. Și ce să vă spun? Sper că va primi luna plină, în balanță, pentru că a fost specială, chiar a fost frumoasă. Încă este, că încă îi se simte energiile. Și vă aștept un weekend, da? Vedeți ce decizii luați prin weekend, că deja încep să se simtă și energiile alea decizii legate de confort, legate de stabilitate, de trecut, zona aceasta, vedeți pe acolo ce faceți, că acum e momentul, că o să mai fie pe 24 acest aspect și atunci Mercur o să fie retrograd și cam nu e ok, da? Dar o să discutăm la previziunile pentru weekend, dacă mă simt mai bine, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de... O zi de vineri cât mai frumoasă, în care să vă ascultați intuiția că de acolo e soluția.